Hai să mergem la Point of View cu Ion Paradi, care este unul dintre cei mai apreciați artiști de dincolo de Prut, iar acest lucru s-a dovedit de curând și prin faptul că talentatul artist, ce credeți, a fost decorat de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, din partea căreia a primit distinția de artist al poporului. Ion Paradi este acum aici cu mai multe detalii. Te salutăm, Ioane, și bine ai venit! V-am regăsit. Mamă, merge muzica asta populară după dansul de mai devreme, adică... Spuneți, ce contrast este... Exact, așa e și lumea în care trăim, ce contrast. Haideți să luăm un loc, să stăm de poveste. Mulțumesc, maestre, ce faci? Bine, mulțumesc, uite, am venit pe 3 zile la București și nu puteam să nu intru pe la tine, pe la echipa ta minunată. Vorbesc, măi, prietenii noștri din Moldova, nu puteam să nu intru pe la tine. Mulțumim mult de tot că ai venit, iar exact cum spuneam ceva mai devreme, unul dintre cei mai iubiți artiști din Republica Moldova, ai fost, acum ai primit diploma de artistul poporului, cum e asta? Da, pe 3 februarie. De fapt, a ieșit ordinul de decorațiune pe 15 ianuarie. Eram la Bruxelles, a fost pentru mine o surpriză, să spun așa, plăcută. Eram la Bruxelles, am avut un spectacol cu maestru Bodros, Lotare. Când am ajuns la Chișinău, coborând în avion, s-a prins eu telefonul, să mă aud pe Facebook, pe Instagram, ce noutăți mai sunt. Și văd că președinta doamna Maia Sandu a decorat mai mulți oameni de artă. Zic, hai să mă aud și eu, cui am mai dat, ce a dat. Da, mai să vedem pe cine a mai premiat, da, care sunt colegii mei, nu? Când mă uit acolo, eu în Paladi, solist al orchestrei Lotare, și a rămas așa surprins, plăcut. Nu știai nimic? Nu știam nimic, sincer, nu știam nimic. După asta m-a sunat și ne-a invitat la președinție și pe 3 februarie am fost la președinție și ne-am mânat deja. E un acest... trofeu important, adică e un Da, să știi că important. La noi, nu știu, se întâmplă acest lucru. Oamenii de cultură primesc distinție, avem maestru în artă, artist emerit, artist al poporului și urmează ordinul Republicii. Deci care este cel mai poporului. Da. Care am primit... uite, aici sunt fotografiile cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu tine, care ai medalia de artistul poporului. Așa este. Am primit și artist emerit în 2009, pe atunci era președinte domnul Vladimir Voronin, și uite că acum, la distanța aceasta, de fapt, aceste distinții, din câte știu eu și cunosc, se dau la vârstă mai înaintată. Mai înaintată. Păi, mai ai pe de luat pe aia, cum ai zis, care urmează? Ordinul Republicii. Deci când ai luat și Ordinul Republicii, nu se mai trebuie nimic. Dacă vă dau medaliile astea, primești și altceva, știi? Nu cunosc toate detaliile, dar știu că la salariu se mărește un pic. Da. Salariu și nu știu ce mai este. Mă gândesc că sau tot felul de drepturi sau se mai întâmplă? Sunt niște drepturi, da, care, dar nu le De exemplu, când ești cetățean de onoare în oraș din România, mergi cu autobuzul gratis. Ai, și la noi, și facturile le plătește jumătate, ceva de genul ăsta. Am auzit eu, nu știu cât e de corect, dar nu m-am interesat încă. După ureche, vezi cum poate stai ăștia gazul sau stai în curentul, tu crezând că plătești la jumate. Trebuie să verifici. O să verific, da. E un Paradi, da, meri, serios. Adică ești un artist extrem de iubit. Mulțumesc, acolo. Cătărin. Și nu numai acolo, și în România, și ești foarte muncitor. Și faci treaba asta de câți ani? Păi de mic copil, dar la 10 ani am început să cânt la anul și după asta din 2007, când am venit la Chișinău, am început să cânt cu Lăutari, de acolo a pornit, zic eu, așa, cariera. Păi deci ai peste 20 și ceva de ani de carte de muncă la Lăutarii din Chișinău. Primul meu spectacol sau prima mea nuntă în România a fost în 2009, o țin minte și acum, la Dorohoi. O nuntă când m-am dus așa timid și rușinos și nu știu ce și... Știi cum e, deci prima ta nuntă în România, nu? Tot în zona asta, Moldova. În Dorohoi, da, și... N-am cerut nici cazare, nimic, am cântat nuntă și un control ne ducem, chiar era târziu, era 3 dimineață și am sunat-o pe doamna Mariana Honceru, textiera mea, care din păcate nu mai este printre noi, și hai veniți la mine acasă. Ne-am dus la ea acasă și am dormit la ea acasă. Știi, acum da, este cum e cine. Acum, băi, nene, când e un Paladin, normal, cazare, ce, unde stăm, mi se pare firesc. Ca toți colegii, așa e. Da, acum ai multe evenimente în România? 98% cred că sunt evenimentele în România și în diaspora, da. Deci cum s-a mutat așa balanța? Da, da, chiar, bine, eu îmi doream acest lucru, dar nu gândeam că o să fie atât de tare, cumva inversat, pentru că eu când am mai mult în Republica Moldova. Și acum am concerte în Republica Moldova, dar am așa care, de exemplu, acum am de mărțișor două concerte, că călumacem pe maestru Nicolae Bodros, anul ăsta a făcut 70 de ani și avem două spectacole frumoase la Palatul Național și mărțișorul. La noi este Festivalul Mărțișorului, pe 1 până pe 10 martie. Da. 10 zile la rând avem concerte prin țară, în Moldova, prin sate, prin orășele, foarte frumos. Sălile arhipline, îți dai seama, lumea la țară este foarte dorită de spectacole când îl văd pe maestru, toată orchestra. Mi se pare firesc că oamenii vor să se și bucure, dar, să se simtă și bine. Dar mărțișor am, de exemplu, sâmbătă voi fi în Germania, la Hannover. Sâmbătă acum. Acum, da. Cealaltă voi fi în Italia,
cealaltă în Spania, cam toate ochiurile sunt plecate peste hotare. Deci Ion Paladi, oameni buni, căutați-l pe Facebook, este activ și acolo și puteți să luați legătura cu el. Dar vreau să ia legătura cu tine cum ea, pe Facebook, pe Facebook, da, foarte multă lume scrie pe Facebook, pe Instagram, pe Facebook. Deci dacă vrea cineva să ia legătura, ia Ion Paladi pe Instagram, pe Facebook, da, pe Facebook scrieți. Acum îți dai seama, s-a mărit și tariful la evenimente. Mi-aduc aminte pe timpuri când eu am început să cânt, când a spus la 10 ani la nuntă și veneau acasă. Acasă la poartă și dădeau un avans ceva ca să-și notai. Să vină băiatul ăla să ne cânte la nuntă. Să cânte la nuntă pe data cu tare și avem un caiet, o agendă, acolo scriam de mână. Acum tot în telefon, bine, am și o agendă, da. Scriu cum. Dar cum s-a schimbat lucrurile? Pe Facebook, pac, trimiți contractul pe e-mail, totul avansul, e rapid. Da, tot e. Da, acum îmi dau seama că dacă ai primit distinția de la președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și anume artistul poporului, acum ți-a crescut și tariful. Nu. Nu vine oricine, vine artistul poporului, tate, adică vine Ion Paladi. Nu cresc tariful, dar oricum mă onorează acest lucru și... Te cred și eu și e munca ta la urmă, și asta contează. Da, până la urmă asta contează și contează foarte mult pentru mine ca artist, dragostea publicului cel mai mult contează. Îți mulțumim mult de tot că ai venit, cine cântezi? Cu mare drag, am să cânt o sârbă care am lansat-o de vreo 2 săptămâni pe online, dar în premieră este la voi. Și cum se numește? Iubește de multe ori. Asta e, bă, nene, pe 14 februarie, da. Ce putem să ne dorim oamenilor așa decât această piesă de la Ion Paladi, Iubește de multe ori. Ion Paladi, artistul poporului, mulțumim mult de tot și drag. Te mai așteptăm cu mare drag oricând vii în România, ești binevenit aici. Să știți că luna martie lansez un duet cu Cornelia și Luc Purednicu, că spun în premieră aici, așa că poate vă așteptăm pe toți. Ajungem și cu ei, da, mulțumim mult de tot. Ion Paladi, ia ascultă, băi, Ciucă, piesa asta. Cum e, deci, cum e să iubești? Iubește de multe ori. Da, exact. Iubește în fiecare zi, așa e frumos. Asta eu, că viața e frumoasă. Super. La fix. Joace toată lumea, hai la joc, vă înveseliți, că doar o viață trăiți. Frumos cântă muzica, să joace toată lumea, hai la joc, vă înveseliți, că doar o viață trăiți. Omule, până ai să mori, hai, hai, dorule, hai, iubește de multe ori, hai, hai, dorule, hai, iubește și nu lăsa, hai, hai, dorule. Frumoasă ne fa viața, când iubești în joc te învârți, pelele toate le uiți. Jocul și cu dragostea, frumoasă ne fa viața, când iubești în joc te învârți, pelele toate le uiți. Omule, până ai să mori, hai, hai, dorule, hai, iubește de multe ori, hai, hai, dorule, hai, iubește și nu lăsa, hai, hai, dorule, hai, cu dor în pet inima, hai, hai, dorule, hai. La joc, sârba e mare la mijloc, frumos viața s-o trăim și un păcăruț să cinstim. Eu vă cânt, vândeam la joc, sârba e mare la mijloc, frumos viața s-o trăim și un păcăruț să cinstim. Omule, până ai să mori, hai, hai, dorule, hai, iubește de multe ori.